trebuie el este format din un simplu proiect de hotărâre. Dacă sunt observați la ordinea de zi, dacă nu, înainte de sunt observați. Sunt observați la ordinea de zi. Apreciați dumneavoastră dacă e foarte mai. Dacă e foarte scurtă, da. Două minute. Vă rog. Nu intitulez declarația politică, creșterea taxelor, condamnarea oneștiului, scăderea taxelor, renașterea oneștiului. Veniturile, repunerea pe ordinea de zi a proiectului de majorare a taxelor și impozitelor locale, la trei zile după o respingere aplaudată de mediul de afaceri, ne arată disperarea executivului și situația critică în care se află bugetul local. Veniturile bugetului local în scădere de la an la an confirmă falimentul administrației menină. Majorarea taxelor și impozitelor pe proprietate. Este cea mai brutală și primitivă soluție pentru creșterea veniturilor bugetare. Este un indiciu relevant asupra incapacității actualului executiv de a stopa declinul oneștiului. Singura componentă a veniturilor bugetare care poate crește fără a afecta gradul de suportabilitate a cetățenilor unei comunități este cota defalcată din impozitul pe venit. Fiecare salariat plătit cu salariul mediu pe economie contribuie anual la bugetul local cu echivalentul aproximativ 500 de euro. Declinul economic și demografic al Oneștiului poate fi oprit doar prin apariția de noi locuri de muncă. Apariția locurilor de muncă și atragerea investitorilor se pot face doar prin politici fiscale gândite pe termen lung. Soluțiile liberale pentru încurajarea apariției de noi locuri de muncă sunt bugete orientate spre dezvoltare, facilități fiscale pentru investitori și un mediu de afaceri prietenos. Într-un buget liberal s-ar fi găsit alocări pentru realizarea unui parc industrial și a unui incubator de afaceri, prin finanțări atât de la bugetul de stat, cât și finanțări europene nerambursabile, finanțări pentru infrastructură școlară care să asigure mâna de lucru calificată pentru investitori. O scădere a taxelor generează, într-adevăr, o diminuare inițială a veniturilor bugetare, însă pe termen lung generează crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea mediului de afaceri. Administrațiile care vin cu facilități fiscale devin atractive pentru agenții economici. Stimularea pieței și a activității agenților economici, încurajarea investițiilor și flexibilizarea relațiilor de muncă se pot face doar prin măsuri fiscale, printre care se numără și micșorarea taxelor și impozitelor. Dacă ne dorim un oraș care să se dezvolte, trebuie să creăm cadrul pentru a facilita acest lucru. Dacă ne dorim un oraș care să se transforme într-un târg, vom pune accent pe creșterea taxelor și impozitelor și pe condamnarea implicită a acestui oraș și a celor ce locuiesc în el. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Trecem la proiect de pe ordinea de zi, domnul secretar. Mă spuneați, o depunerea scoarului de zi aveți, nu? Dacă este, cine este pentru? Domnul consilier, noul cod fiscal a apărut din necesitatea de a da posibilitatea comunităților locale de a stabili impozite și taxe ținând cont de posibilitățile reale și de nevoia de finanțare a activităților din zona unității administrative teritoriale, învățământ, cultură, alte activități. Impozitele stabilite la nivelul municipiilor nu asigură veniturile necesare pentru funcționarea în condiții de normalitate a activităților din subordine. Noul 2016 sunt procedurile care stabilesc răspunderea autorităților pentru finanțarea aportă parte indemnizațiilor aspecților personal, învățământ, cultură, instituționalizați. În aprobarea amendamentului se reduc veniturile cu circa 26 de miliarde de lei vechi. Impozitul stabilit în această categorie de impozit se referă la determinarea impozitului pentru clădirile nerezidențiale de la persoanele juridice și este la nivelul anului 2015. Conform normativului P18/99, în legătură și completările ulterioare, locurile aglomerate, când este bazarul, din data municipiilor noștri, trebuie să îndeplinească măsurile de securitate. Pentru aceasta este necesară efectuarea unor lucrări de modernizare pentru a se realiza măsurile impuse de lege și care să dea posibilitatea continuării activității bazarului municipiului Oneștiul. Față de cele mai menționate, vreau să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnul consilier, așa cum am mai precizat la fundamentarea impozitului taxelor locale pe anul 2016, am luat în considerare situația de pe platforma municipiului Onești din municipiul Onești. Impozitul taxele aprobate asigură funcționarea în condiții de normalitate a serviciilor din municipiul Onești. Bugetul de venituri și cheltuieli municipiului pe 2016 a fost fundamentat pe venituri propuse se realiza din impozitul și taxele aprobate. În anul 2016 vom întâmpina greutăți în încasare taxe de salubritate. Trebuie să găsim soluții pentru înființarea punctelor de încasare mai aproape de contribuabil. Prin aprobarea amendamentului bugetul de venituri și cheltuieli
din UAC cu circa 26 miliarde de lei. Această categorie de impozit este importantă sursă de finanțare a bugetului local. Impozit pe clădiri deținut persoanele juridice este la același nivel ca cel stabilit în anul 2015, nu are strani și o creștere. Conform normativ pe 118 din 99, cu modificări și completările ulterioare, locurile aglomerate, cum este bazarul din piața municipiului Ionești, trebuie să îndeplinească măsurile de securitate. Pentru aceasta este necesară efectuarea unor lucrări de modernizare pentru a se avizua măsurile impuse de lege și care să dea posibilitatea continuării activității în bazarul din piața municipiului Ionești. Față de cele menționate, nu s-a analizat, s-a aprobat proiectul de hotărâre în forma prezentată de mulțumesc. Mulțumesc, comisia. Nu, nu v-ați întâlnit pentru președinte extraordinar. Nu ne-am întâlnit de data asta. Da. Discuții pe marginea acestui proiect. Ne-am întâlnit discuții. Domnul Zarzu, domnul primar, domnul viceprimar, domnul Ștefan Martin și eu. Taxele mici aplicate de număr cât mai mare de contribuabil reprezintă o viziune liberală de a lua cât mai puțin de la cât mai mulți, de a extinde baza de impozitar. Reducerea taxelor mediul economic reprezintă o gură de oxigen pentru starea economică a orașului nostru. Banii care rămân mediului de afaceri sunt mult mai bine utilizați și mult mai bine investiți în noi locuri de muncă, în modernizare, în dezvoltare. Spuneați că sunt circa 20 miliarde, sau 25 miliarde care reprezintă gaură la buget local. Acești bani se vor regăsi în mediul de afaceri. La aceste firme care, trebuie să spun, noi nu avem un calcul oficial al acestei sume care spuneți. Deci nu avem nicio evidență ca un calcul riguros și lăsați-ne să nu credem așa ceva. Dacă făceați un calcul, cum a spus și colega mea, în urma unui loc de muncă cu salariu minim pe economie, bugetul local câștigă anual circa 500 de euro. Gândiți-vă că în oraș sunt și salarii mai mari decât salariul minim pe economie. La un calcul simplu, dacă în acești 3 ani de zile, 4 ani de acum, în acest mandat administrației, ar fi adus sau sprijinit crearea de 10.000 de locuri de muncă. Ați fi adus bugetul local exact această sumă de care spuneți, 25 miliarde. Și atunci acești bani s-ar fi regăsit în mediul de afaceri. Și vă dau un exemplu. Primăria din Bacău a redus taxele în acest sens, pentru mediul de afaceri. Următorul an fiscal s-a constatat o creștere a încasărilor. Un exemplu îl aveți și la piața agroalimentară. Un fostul primar spunea că în urma scăderii taxelor de la piață, din bazar, au crescut încasările. Deci se poate, dacă se dorește, o scădere, pentru că cu cât sunt mai mici taxele, cu atât contribuabilii vor plăti mai mult. Nu doriți un mediu de afaceri prosper în Onești. Nu doriți atragerea de investitori, s-a văzut. Nu doriți de noi locuri de muncă. Nu doriți un trai normal de viață în Onești. Vă convine pulverii politici sărăcia, neputința oamenilor de a trăi decent, dorința de a fi rugați de ei să-i ajutați, să-i salvați de la sărăcia pe care tot dumneavoastră din dezinteres față de ei. Pentru a vă perpetua la putere. Nu a venit timp de 3 ani, 4 ani, dar a fost acest mandat cu soluții pentru un trai mai bun. Ați oferit doar spectacole, taliuri, imagine de bună calitate și, cum am mai spus și altă dată, această imagine nu permite o viață mai bună oneșenului decât faptul că îi speră, în urma acestei imagini, o viață mai bună. Fals. Doriți bani mai mulți ca să aveți ce plăti angajații primăriei, unii angajați ai primăriei și unii angajații ai DPP-ului, care participă la acțiuni politice în timpul programului, cum a fost și ieri, și am dorit să ne prezentați și nouă pontajele celor care au fost ieri la întâlnirea politică în timpul programului. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc! Domnul Crăciun. În primul rând, trebuie să spun că
nu este vorba de o creștere de taxă, ci de fapt despre menținerea unei taxe la nivelul care a fost aprobat în anul 2009. De atunci până astăzi, inflația este de 28%. Ceea ce face implicit, dacă facem un calcul raportat la 100 de lei plătiți astăzi și plătiți în 2009, ne dăm seama că acești 100 de lei aveau o valoare mult mai mare în anul 2009 decât astăzi. Vorbiți despre crearea de locuri de muncă și cred că încercați să promovați un mesaj care are o clar notă populistă, politică. Eu vă întreb altfel simplu. Mi-ar fi fost mult mai ușor ca astăzi să nu ne mai întâlnim, să nu mai provoc această întâlnire, să spun, domnule, uite, susținem mediul de afaceri, facem o reducere de 25 de miliarde din buget pentru mediul de afaceri, un lucru foarte ok, dar vă întreb altceva. Și la asta vă rog frumos să-mi dați un răspuns concret. De unde tăiem din buget cei 25 de miliarde? Spuneți-mi dumneavoastră, vă rog. Îi tăiem de la DPP, îi tăiem de la primărie. 90 de salariați. Vă dau lista, vă dau statele de plată, vi le aduc jos, îmi spuneți care sunt cei 90 și dăm afară de mâine. Dar spuneți-mi, vă rog, o soluție concretă de unde tăiem cei 25 de miliarde. Deci eu vă aștept cu propuneri. Spuneți-mi, vă rog... Domnul Datiuc, vă rog frumos. Mi s-a pus o întrebare. A, vrei să răspundă la întrebare? Da, răspundă. Vă răspund cu o altă întrebare. Cât s-a angajat voi sau angajat la primărie mandatul domnului primar, fostului primar? Eu am făcut calcul doar pe mandatul meu și sunt pe minus. 120. La mine au scăzut. 120. Nu știu să vă spun pentru că nu am calculat. Vă spunem noi. Domnul Zarzu, vă dau lista, selectați dintre ei. Iar ca soluții de unde faceți rost de bani, ce să vă gândiți în fiecare an de unde atrageți fonduri din afara orașului, nu din oraș. Domnul Zarzu, am înțeles. Ne gândim în fiecare an. Astăzi avem proiectul ăsta pe unde de zi. Spuneți-mi de unde scădem cei 26 de miliarde. Dar astăzi, de acum. Bun, am înțeles. Domnul Nașu. Mulțumesc, domnule președinte. Lucrurile sunt foarte complicate și totodată foarte simple. Depinde din ce punct de vedere privești sau cum privești lucrurile. Am cerut o situație de la domnul director Grăbureanu și mi-a fost prezentată pe acest impozit cât s-a colectat în anul 2015. Ce sumă s-a colectat la bugetul local. Aflu că 30 de miliarde, 840 de milioane. Însemnând un procent de 1,3 și, cum au spus și niște colegi, majorat cu un 37%, adică practic un 1,8%. Am întrebat totodată ce ar însemna să aprobăm astăzi un procent de 1,3% ca și bani. De la 30 de miliarde ar scădea la 19 miliarde 400 de milioane, deci pierdem undeva 11 miliarde jumătate. Întreb totodată ce ar însemna să mergem pe 0,2. Ar însemna vreo 5 miliarde, s-ar pierde vreo 26 de miliarde. Acum fiecare gândesc că are un argument în funcție de atitudinea sau eu știu cum se raportează la vot. Eu nu pot decât să fiu responsabil. Într-adevăr, nu sunt de acord cu o creștere a sumei colectate, deci cu un impozit mai mare, dar nu pot să nu fiu de acord cu un impozit mai mic. O propunere de 1,3% care înseamnă o pierdere deja de 11 miliarde, nu am cum să nu fiu de acord cu ea. Bineînțeles că mi-aș dori ca impozitul să fie cât mai mic, dar nu se poate. Cred că este deja un ajutor care se face mediului de afaceri. Nu știu dacă este destul de mare pe cât și l-ar dori dânsii. Realizăm cu toții că situația, cum au prezentat-o și unii colegi pe alocuri, este reală. În sensul în care climatul economic nu mai e cel pe care ni-l dorim nici noi, nici agenții economice. Este vina și a noastră, și a altora, și a agențiilor economici. Poate că nu duc o politică să atragă, eu știu, clienți.
poate clienții n-au bani pentru că ce ați spus nu sunt locuri de muncă și tot așa este un cerc vicios din care cu siguranță nu vom ieși astăzi, dar din care eu știu, cel puțin personal, mi-am propus să ieșim în următorii ani. Prin ceea ce au spus și colegii noștri, practic prin atragerea de investitori și crearea noi locuri de muncă. Nu există altă soluție reală. Restul sunt populism. Eu doar atât vreau să vă spun că voi fi și voi susține acest proiect cu 1,3% pentru că vine în sprijinul agențiilor economici pe de o parte și nu dezechilibrează într-o măsură foarte mare bugetul local. Dacă din sumele prezentate și din procentele prezentate de mine, domnule Găgureanu, este ceva ce am scăpat sau este ceva ce nu este real, vă rog frumos acum să mă corectați. Vă mulțumesc. Datele solicitate sunt exacte, am dat de fontul de execuție. Nu v-am dat cuvântul. Am crezut că n-ați dat cuvântul. Deci domnul viceprimar vă dă, vă cere cuvântul în afara ședinței. Vă scuzați. Vă dă cuvântul dacă consider că e necesar. Vă mulțumesc. Domnul Martin. Eu nu pot decât să vă întreb ce mai urmează. Bănuiesc că va urma modificarea taxelor pentru societățile de platformă sau schimbarea normelor de impozitare pe a categoriei de impozitare pe terenuri. Aștept de la administrație să facă ceea ce a promis, adică să își laude realizările în monitor, în curier primării de Onești și să apară și să le explice agențiilor economici că de fapt n-a mărit taxele, ci doar le-a lăsat la nivelul de anul trecut. Deși e majorarea de taxe, dacă ținem cont că am aprobat-o în 20 decembrie și alta aprobăm astăzi. Explică domnul director în raport că o să aibă dificultăți cu taxa de salubritate. Eu stau și vă întreb ce o să facem dacă o să trebuia să o reducem taxa de salubritate și să plătim de la Consiliul Local, așa cum facem ședințe și paraședințe. Ce o să facem? Probabil că nici la asta nu veți avea răspuns. Cred că, așa cum a spus colegul meu, nu majorarea taxelor e o soluție, ci o mai bună colectare a unor taxe scăzute. Spuneți că ați încasat 30 de miliarde anul trecut, dar n-a întrebat nimeni cât ar fi trebuit să încasați. Dacă scriem că încasăm doar ceea ce este pe hârtie și nu ceea ce avem în cont, avem o mare problemă. O taxă mare duce la o mai mare greutate la a o colecta. În vreme ce o taxă mică, toată lumea se grăbește să o plătească. De asemenea, cred că trebuie pus mai mult accentul nu pe colectarea unor taxe mari, ci pe cheltuirea taxelor pe care le încasezi, echilibrat și transparent. Cred că acolo este marea noastră problemă. Am avut așa un bufeu, să spun, la începutul mandatului 2012, atunci când am descoperit că putem trăi cu taxe mai mici, când am descoperit că de fapt se încasa mai mult în anumite locuri și ajungea la bugetul local mai puțin. Ne cere să găsim soluții. Nu suntem noi cei care trebuie să găsim soluții. Dumneavoastră v-ați ales și sunteți acolo puși de către Consiliul Local să găsiți soluții. Dacă nu aveți soluții, cred că soluția este demisia. Și nu demisia răzgândită așa în 10 minute, ci o demisie adevărată. Cred că asta ar trebui să faceți și să lăsați pe alții dacă nu puteți conduce așa cum trebuie să conduceți municipiul Onești. Eu vă mulțumesc și n-am cum să votez acest proiect. Mulțumesc. Domnul președinte, conferință și răspuns. Da, am observat că atitudinea voastră e că nu aveți ce să faceți din poziția dumneavoastră. Atunci înțeleg că sunteți singur de spectator și nu un consilier local activ, ceea ce am văzut și în întâlnirea de ieri. Mai mult decât atât. Dar vă spun ce întâlnire a fost ieri. Pentru că nu v-am Da, aștept. Aștept și eu o soluție pentru cei 26 de miliarde. Îmi spuneți de unde îi tăiem. De la ajutoare sociale, îi tăiem de la spital, îi tăiem de la angajați. Îmi spuneți exact de unde îi tăiem și de acolo îi tăiem și facem reducerea fără nicio problemă. Da.
Când ați cerut demisia, v-ați referit și la domnul viceprimar ca să-și păi nu e organ de administrație? Trebuie să vă răspund. Nu o să fac greșeala pe care a făcut-o Crin Antonescu și cred că o regretă și dânsul, o regretăm și noi. Da. Deci, domnule viceprimar, ce întâlnire a fost la care n-a participat, domnule? Lăsați că avem așa. Deci, vezi că n-am fost la o întâlnire. Ce v-ați convocat la o întâlnire și n-am pus eu acolo? La diverse, la diverse cu o întâlnire. Da, diverse n-avem așa. Da, spus că sunt în ultimul care iau cuvântul, câteva cuvinte, s-a vorbit de responsabilitate, dar aș vrea să întreb când intervine această responsabilitate. La ședința trecută, când amendamentul propus de către noi a fost însușit de inițiatori cu acordul domnului viceprimar și l-au considerat că e un amendament bun, sau acum, când, de fapt, după o anumită perioadă de timp, și-au dat seama că s-a greșit. Nimeni nu i-a obligat, nimeni nu i-a intimidat, cum s-a făcut la începutul ședinței. S-a însușit acest amendament și nu l-a mai supus la vot pentru că a fost însușit de inițiatori. 2. Este adevărat că nu este o majorare. Dar să nu uităm că procentul de 1,3 este maxim prevăzut de codul fiscal. Să nu uităm că sărăcia a crescut de în anul 2012 și până în prezent. Cei care au societăți comerciale, dintre noi, sau care, și domnul Tofan poate să spună că am spus, sau care au persoane fizice autorizate, pot să spună dacă povara pe umerii lor nu a crescut. A crescut sau nu din anul 2012. Și eu vă spun sigur, ca unul care am o astfel de persoană fizică autorizată, că povara este foarte mare. Și mă întreb și ne întrebăm când vin datele să plătim impozitele și taxele, de unde facem bani ca să le plătim. Deci, nu este un ajutor, dacă mergem pe 1,3, nu este un ajutor dat agenților economice. 3. Vreau să spun că nu știu dacă noi trebuie să spunem care sunt sursele de unde să luăm acești bani. Dar poate că monitorul de Onești n-ar fi trebuit să apară. Curierul. N-ar fi trebuit să apară. Pentru că într-un ziar local am văzut prima pagină cu trei doamne și toți trei și trei doamne și toți trei. Cam așa ceva. Prea multe spectacole. 2. Poate că, mă gândesc și eu, ar putea să luăm de la niște ONG-uri, spre exemplu Onestin, sau eu știu alte. Deci, dacă se vrea, se poate găsi surse de acoperire a acestor care sunt, de adevăr, un deficit. Cifrele pe care le-a spus domnul viceprimar sunt corecte și eu am discutat cu domnul Găbureanu și de-aia i-a mai dat cuvântul, pentru că le sunt prezentate într-adevăr corect. Și eu înțeleg poziția și a lui domnul Găbureanu și a primarului de a ține de acest buget. Pentru că bugetul este așa cum e și el reflectă situația în care a ajuns Oneștiu și până la urmă, în anumite măsuri, în funcție de responsabilitățile pe care le avem, ne reflectă și pe noi cei care am condus acest lucru. Care, în funcție de responsabilitățile pe care le-a avut. Nu uitați, nu trebuie, eu cred că nu trebuie să ne întrebăm de unde să luăm acești bani. Vin alegerile. Deja, pe marginea terenului, au început încălziri ale celor care vor să candideze. Unii spun că pot guverna cu 3,65 gunoi, alții că nu nimic, de la 3,65 până se poate lua de la bugetul local. Deci ei sunt interesați și cred eu că cei care vor veni și care vor numai alegerilor, vor găsi și resurse pentru acoperirea acestei sume de bani, vor crea și locuri de muncă, pentru că treaba, nu pot să spun că treaba unui primar este aceea, băi, nu mă interesează locurile de muncă. Nu! În primul rând, tu trebuie să te ocupi de crearea locului de muncă în municipiul pe care îl conduci. Că nu te poți ocupi numai de bibliotecă și de, eu știu, de cinematograf. Am crezut că putem ajunge la o înțelegere pe un alt procent. Nu 0,2, 0,3, 4, 5. Se pare că nu se poate. Așa că n-am decât să mergem să dau drumul la vot pe acest proiect de hotărâre. Domnul președinte, dați-mi un minut, domnul. Da, a spus foarte corect și discuțiile au fost foarte pertinente și la obiect, dar aș vrea să am o confirmare a domnului director economic.
domnul Bebureanu, ca acest 1,3, ca să putem să vedem și anul viitor pe acești colegi ai noștri mediul de afaceri, să nu, la un moment dat, când spune, doamne, nu avem de unde la putem să mărim cu acele 137% și să ajungem iarăși la 1,3. 37%, da. Să ajungem la 1,3. Deci acest 1,3 să cuprindă absolut toate indexele, tot ce, ce este. Da, domnule director? Fără că e 7%. 1,37% să rămână procentul dacă dumneavoastră l-a aprobat fără nicio majorare. Deci, fără nicio majorare. Deci acest 1,3, așa cum spuneam, că acest mediu de afară care este prezent aici, să-l vedem sau nu-i vedem în jumătăți. Am înțeles. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobarea acestui proiect în formă? O inițiatură dorește să fie constituțional, pentru că se pare că a fost un amendament. Un amendament solicitare. În partea domnului Gnatiuc, în sensul că mai devreme în alocuțiunea dumneavoastră, în sensul că, da, să rămână procentul de 1,3 fără acea majorare de 37,5. Păi, dar în sensul domnul director, că așa e, fără 37. Nu. Potrivit dumneavoastră, eu am devenit cu asta, dumneavoastră, eu v-am spus cum ar fi cu 1,3 și cum e să ajungi. Deci, dumneavoastră, trebuie să deci, ca să lămurim. Ca să ne reușim. Deci, în acest moment, proiectul de hotărâre inițial și amendat ulterior a fost de inițial a fost de 1,3 la care se adauga potrivit 37%. Da, 37,5% potrivit articolului 10 par 37%. El a fost modificat și a rămas 0,2, da, la care se adaugă 37,5 37%. Și înțeleg acum domnul Gnatiuc a propus să rămână ca în forma inițială 1,3% la care să nu se mai adauge cea de 37%. Asta înseamnă că vedem în tot proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră la aveți astăzi a pus dezbatere, în măsura în care inițiatorul se modifică. Haideți să facem o pauză de 5 minute și Nu din întâlnim lui, nu? Nu, adică eu zic să mai bine facem o pauză, noi o să greșim și să mai venim cum facem un ședință. Domnul, spuneți dumneavoastră, e corect acest proiect de hotărâre? Dacă îl aprobăm așa, se inclusiv 37% sau nu? Nu, 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 nu se mai aplice. Dar atunci e bun, nu? Dar depinde, cum îl aprobați dumneavoastră. Și nu este bun. Și să luăm proiectul vei. Nu, dar este bun. Proiectul vei. Deci în momentul acesta, proiectul este cu 0,2% plus 37%. Se solicită revocarea hotărârii care a modificat acest procent. Și să rămână inițial 1,3 plus 37%. Atunci eu zic așa, să facem următoarea amendamentă. Se aprobă revocarea punctului 2 în anexa la hotărârea numărul 24 pentru aprobarea convertirii unui loc de declarare unor impozite și acte speciale, completarea și modificarea unor așa. Urmă să rămână aplicabilă dispoziție punctul 1, 3, 2, aliniat în anexa punctului la hotărâre, mai puțin, cu excepția articolului 10, punctul 4. E bine așa? Vedem dacă inițiatorul dorește să-și... Nu,
deci am reformulat Dar din succes, amendamentul, rămânem cu 1,3 fără 37%, asta înseamnă o reducere față de 2015 la agenții economici. Cu 10 miliarde. Ei, Sanchi, de unde 10 miliarde, domn director? Haideți să facem matematică. Cum, domnul matematic? Sunt 11 miliarde. Sunt 11 miliarde. Sunt 11 miliarde. Pe matematic. Deci, exact. Reducere de 37%. 10 miliarde? Adică 26, 16, 15. La care, dacă achită până la 30 martie, încă 10%. Da, da. Și dacă trebuie să... Da, da. Sunt bani să achită până la 30. Completarea și modificarea unui impost de ștax local de aplicat la aprobate pe hotărârea 146 pe 200. Urmând să rămână aplicat în dispoziție punctul 1.3.2, alinia 1, dar anexa numărul 1 la hotărârea. Cu excepția aplicării articolului 10. Domn director, mi-a făcut calculul regulă de 3 simplu, 1,825 miliarde la 1,3 de 18 miliarde. Ascultă, specialiștii creștini nu sunt bine. Deci s-a modificat acolo, o să completăm. Bun, cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre în forma cu amendamentul care a fost însușit de către domnul de către inițiator? Cine este împotrivă? Deci proiectul a hotărât, declară să ședeți la urmă.